Am spus că sunt sâmbătă iertării, s-a dus și Roberto, dar tot, tot Roberto s-a dus la Mihai și la Hadige, a dansat toți trei acolo în fața camerei, îmbrățișați, să-i vadă camera, apoi i-au bătut palma și gen gata, s-au împăcat. Toate bune și frumoase, sunt de acord că ar fi trebuit să se întâmple lucrurile acestea, nu înțeleg de ce tot cei vătămați se duc și cumva își cer iertare sau se împacă cu cei care de fapt i-au agresat verbal vorbind. Da? Important este că ajung la un numitor comun și că probabil lucrurile se vor schimba în casă de acum înainte. Cu siguranță nici Mihai și nici Hatice nu vor mai avea același comportament, pentru că au văzut cum stă treaba și că nu ar fi ok. Vedem ce va fi de acum încolo.